Vlad Cosma, prima reacție după bomba de la inspecția judiciar, l-au arestat pe Ghi cu probe false. Fostul deputat Vlad Cosma reacționează dur, după ce fostul procuror Mircea Negulescu sublinierei procurorul sublinierei Falna Prahova, Lucian Onea au fost trimis sublinierei în judecat de inspecția judiciar, după ce instituția a finalizat cercetarea disciplinară început pe numele lor. Urma comunicatului de la inspecție rezulta că înregistrările lui Vlad Cosma erau reale, sita episodul cu Sergei Petrus a fost confirmat. Ei au folosit documente false la arestarea lui Sebastian Ghi, susține Vlad Cosma, pentru Spirit pe surse.ro. Iată comunicatul inspecției judiciare. Inspecția judiciară a exercitat acțiunea disciplinară fac de Onea Lucian Gabriel, procuror la Serviciului Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, pentru exercitarea funcției cu reacredin, abatere disciplinar prevăzut de articolul 99 lit. T, sau nu, din legea numărul 303/2004. În motivarea acțiunii s-a reținut ce procurorul a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unui probatoriu care cuprindea, printre altele, înscrisuri pretins transmise de o persoană din afara cerii de icunote, ceea ce acestea au fost depuse, virgulă, conform unei înelegeri prealabile, de o altă persoană. Negulescu Mircea, procuror la parchetul de pe lângă judectoria Câmpina, suspendat din funcție, Isavu Alfred Virgiliu, procuror la Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, pentru nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrurilor care au acest caracter, sublinierei exercitarea funcției cu grav neglijent, abateri disciplinare prevăzute de articolul 99 lit. J. I. T. Teza 2 din legea numărul 303/2004. S-a reținut ce procurorii, prin discuții purtate cu mai multe persoane, în afara cadrului legal, s-au creat premisele divulgării măsurilor de protecție a martorilor amenincați și a conținutului probatoriului. Acțiunea disciplinară va fi înaintat secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea procurorilor în cauză. Potrivit unui comunicat remis Spirit pe surse.ro.